Când câinele a intrat brusc în spitalul plin de viață, personalul a fost îngrozit și a încercat să-l alunge, dar una dintre asistente s-a apropiat suficient de mult pentru a vedea ce ținea în gură, iar descoperirea a făcut-o să plângă. În jurul orei 6 dimineața, Jacques, câinele, și-a început alergătura de dimineață pentru micul dejun. El prefera să pornească devreme pentru că oamenii nu erau încă pe străzi, ceea ce însemna că putea să scotocească după mâncare fără teama de interferențe. Ca de obicei, s-a îndreptat încet spre tomberoanele de gunoi din spatele unui rând de restaurante de pe strada principală din Brunswick, în SUA. Nu nutrea nicio răutate față de oameni, dar nici nu avea încredere în ei. În cei 9 ani în care trăise pe străzi, văzuse cruzimea și indiferența de care erau capabili, iar el devenise adesea ținta comportamentului lor nechipzuit. Dar exista un lucru pentru care le va fi veșnic recunoscător, obiceiul lor de a arunca resturile la sfârșitul fiecărei zile. Era printre aceste containere că simțurile lui au devenit brusc alerte. În spatele unuia dintre ele, sprijinită de un perete de cărămidă, se afla o pătură veche. Ceva era înfășurat înăuntru și se mișca. Jacques se apropie cu prudență. Mirosea persoană, ceea ce nu-i plăcea, dar când și-a apăsat nasul pe pachet pentru a aduna mai multe informații, și-a dat seama că acest miros era diferit de toate aromele umane pe care le întâlnise vreodată. Instinctul său îi spunea că era ceva mic, fragil și lipsit de apărare și, chiar dacă era un om, ar fi murit dacă nu făcea nimic. După ce a privit cu atenție pătura timp de câteva minute, Jacques a împins-o cu nasul și a răsturnat pachetul pentru a-l lua ușor în gură. Apoi l-a ridicat. Acum, câinele vagabond avea o misiune. Neștiind ce se afla în interiorul păturii, aceasta s-a agitat ușor, apoi a devenit moale în gura lui. Era timpul ca creierul său canin să ia următoarea decizie, ce să facă în continuare. Avea nevoie de ajutor, dar era prea devreme pentru ca restaurantele să se deschidă. Asta însemna că nu erau încă oameni în apropiere și, oricât de mult nu voia să rămână indiferent, înțelegea că avea nevoie de ajutor uman. Forma minusculă din pătură s-a agitat din nou, iar Jacques și-a dat seama de urgența misiunii sale. La câteva străzi distanță, se afla o clădire ciudată în care uneori scotocea după mâncare și, din experiență, știa că acolo erau mereu oameni care veneau și plecau la orice oră din zi. 5 minute mai târziu, când a cotit ultimul colț, a văzut că avea dreptate. Erau mulți oameni acolo. Unii se plimbau prin parcare, în timp ce alții se grăbeau să intre pe ușile automate. O furgonetă mare se apropia dinspre stânga. Sirena ei suna, iar luminile roșii clipeau. Jacques s-a îndreptat imediat spre ușile automate. La spitalul Brunswick, schimburile se schimbau. Un pacient de la camera de urgență era adus într-una dintre unitățile de terapie intensivă, iar asistenta de la biroul de înregistrare îl chema pe medicul de gardă prin difuzor. Atunci a observat câinele. Acesta a înfuriat-o imediat. Desigur, era o chestiune de igienă, dar un câine în secția de terapie intensivă ar fi provocat inevitabil agitație, iar acesta nu era genul de mediu în care distragerea atenției era binevenită. Nu sub supravegherea ei. Așa că a ieșit din spatele biroului și a început să alunge câinele. Jacques a văzut că femeia încerca să-l alunge. Nici măcar nu s-a uitat la pachetul din gura lui. Instinctul îi spunea să arunce pătura cu tot cu conținutul ei pe podea și să plece, dar, dintr-un motiv oarecare, s-a hotărât să găsească o altă persoană. S-a ferit cu îndemânare de femeia furioasă și a fugit într-o bucătărie mică, unde 3 doamne beau cafea. La început, nu l-au observat, dar când l-au observat, 2 au început imediat să-l alunge, ca și doamna de la biroul de înregistrare. Pachetelul din gură s-a agitat din nou, iar Jacques s-a uitat cu speranță la cea de-a 3-a femeie. Ea îl privea cu curiozitate. Apoi s-a ridicat de pe scaun și s-a apropiat de el, vorbind calm și uniform. Lui Jacques i-a plăcut imediat de ea. Era diferită de celelalte. Așa că i-a permis să se apropie.
Când a fost sigur că avea toată atenția ei, a așezat ușor pachetul pe podea și s-a dat înapoi. Angelina Potter lucra la spitalul Brunswick de aproape 10 ani, iar aceasta era prima dată când se confrunta cu așa ceva. Știa despre câini și despre modul în care aceștia interacționau cu oamenii. Comportamentul câinelui era direct legat de pachetul din gură, iar când l-a pus pe podea și s-a dat înapoi, și-a dat seama că era important. După starea blănii câinelui, și-a dat seama că era un câine vagabond. Angelina nu a vrut să sperie animalul, dar a înțeles și că trebuia să ridice cât mai repede pachetul mic de pe podea. A mai făcut 2 pași înainte, continuând să vorbească calm și uniform cu câinele. Acesta a mai făcut un pas înapoi. A simțit că asta era pentru a-i da acces la pătura înfășurată, deoarece câinele nu se va calma până nu se va uita înăuntru. Când a îngenunchiat și a desfăcut cu grijă pachetul, lacrimile i-au curs în ochi. Era ultimul lucru la care se aștepta, dar și-a dat seama de asta chiar înainte de a îndepărta ultimul strat al păturii. Era un bebeluș micuț, de numai câteva zile. Abia respira, iar pielea îi se învinețise din cauza frigului. Angelina a intrat imediat în acțiune. A strigat la asistenta de la recepție să cheme un doctor și a adăugat că aici se afla un bebeluș în stare critică, în pericol de moarte. Și-a frecat mâinile pentru a le încălzi și a început să bată pe pieptul și pe picioarele bebelușului pentru a obține un răspuns. Nu a existat nicio reacție. Cu toate acestea, bebelușul avea puls, ceea ce era o speranță. Când a sosit medicul, ea s-a dat la o parte. Acesta a verificat pulsul bebelușului și a ascultat respirația, apoi l-a luat pe o targă. Angelina a răsuflat ușurată și și-a îndreptat din nou atenția către câine. I-a lăudat implicarea și i-a întins mâna, sperând că îi va permite să-l atingă. Pentru Jacques, acest lucru era neobișnuit. Această femeie încerca să-l atingă. În mod normal, el nu ar fi permis niciodată așa ceva. Dar îi plăcea de ea. Simțea că avea o inimă bună. Cu toate acestea, habar nu avea ce avea să se întâmple în continuare, cum avea să-i schimbe întreaga viață. Când Angelina și-a întins mâna și mai aproape, câinele s-a relaxat. Și-a așezat ușor palma pe capul lui și apoi a început să-l scarpine după urechi. A vrut să-i mulțumească acestui câine uimitor pentru că l-a salvat pe nou-născut, dar și-a dat seama că mai întâi trebuia să-i câștige încrederea. Jacques se hotărâse deja că această femeie îi va fi prietenă. Îl îngrijea chiar acolo unde îi plăcea lui, iar când ea s-a întors să-și scoată haina de pe umeraș, el i-a urmat exemplul. Angelina a zâmbit când câinele s-a așezat și a privit-o cum își punea jacheta. Apoi, după ce l-a scărpinat din nou la urechi, s-a întors și s-a îndreptat spre ușă. Vii cu mine! A întrebat ea peste umăr, mângâindu-și coapsa. Jacques a înțeles și a urmat-o pe ușă. 3 luni mai târziu, multe se schimbaseră pentru câinele vagabond, pentru copilul pe care îl salvase și pentru asistenta însăși. În primul rând, Angelina îl luase pe Jacques acasă, iar acum locuia cu ea permanent. Era primul lui cămin adevărat, iar el s-a adaptat de minune. Dar veștile bune nu s-au terminat aici. Lui Jacques abia îi venea să creadă ochilor când, într-o seară, noua lui stăpână s-a întors de la serviciu cu micul pachet în brațe. I-a recunoscut imediat mirosul și a sărit de bucurie. Bebelușul din brațele ei era chiar cel pe care îl găsise înfășurat într-o pătură veche pe aleea din spatele restaurantului italian. Angelina s-a așezat cu bebelușul în brațe și cu câinele la picioarele ei. Cu 3 luni în urmă, viața ei fusese singuratică, dar acum, datorită acțiunilor îndrăznețe și înțelepte ale acestui minunat câine vagabond, avea o familie pe care o va iubi pentru totdeauna. Ce final fericit! V-ați apropiat de câine ca Angelina sau ați încercat să-l alungați de pe coridorul spitalului? Dragi prieteni, aceasta este povestea. Și vă mulțumesc că ați ascultat până la sfârșit. Nu uitați să vă abonați și să dați like, dar și să dați click pe iconița clopoțelului pentru a fi anunțați de videoclipuri noi. Toate cele bune!